Este lângă o construcție care are vreo 500-600 de ani aproximativ, înainte de Hristos, începută de Pericle, în secolul de aur, s-a spus secolul lui Pericle. E dedicată zeiței Atena și, ca să comparăm cu alte civilizații, Roma încă nu era o putere pe vremea aceea. Pot să spun că 500 ani înainte de Hristos înseamnă că această construcție a fost contemporană cu Buddha și Mahavira în India, cu Lao Tse și Confucius în China, cu Zarathustra în Persia. Și oameni care au pășit pe aceste locuri când era totul întreg, au fost toți mari filozofi, Platon, Socrate și, în primul rând, Socrate și cu toții dramaturgii, poeții și filozofii din vremea aceea. Este drept aproape în mijlocul Atenei, în orice caz, conjurată din toate părțile de Atena. Cam atât. Să așteaptă acolo. Cum ar sunat? Au încat. Se văd pilot. Divina Comedie, Comedia Umană și Comedia Modernă. Negros! Poți! Opa! Așa, venim! Antonio! Statuile Atenei, zeița înțelepciunii, și al lui Apollo, care în mare a fost patronul artelor frumoase. Clădirea Academiei, dominată sus de tot de Palas Atena și de Apollo, steagul Greciei în centru, o friză cu zeitățile grecești, cu Zeus în centru, și doi filozofi, Pablo Socrate. Acesta trebuie să fie zeul cu Pan, cu cornițele acelea. Și mai jos, rezultatul unui armă de a filozofa. Referitor la Academie, vreau să spun că acest institut și această instituție și acest cuvânt au luat naștere în acest oraș, cam pe vremea lui Platon. Aceasta este Universitatea Ateniană, cu statuile diverse oameni de știință atenieni,
în dreapta văd un mitropolit. Și niște picturi murale cu muze, filozofi, niște scene din viața diverșilor filozofi antici. Universitatea Atenia. Filozofi, muze. Deci aceasta este cea mai înaltă instituție de învățământ superior din Atena. Deci, Academia și Universitatea din Atena. La orice. Agora era un loc de întâlnire. Se făcea negoți, se discutau afaceri, politică, făcea filozofie. Filozofii vindeau doctrina, chiar pe bani uneori. Deci aici au fost mari oratori, ca Demostene, Socrate. Aceasta este zona numită Agora, locul de întâlnire unde se stabileau destinul cetății, dominat de un templu dedicat zeității tutelare a cetății, zeița Atena. Alt templu, are foarte multe temple. Acesta este turnul vânturilor, construit în Atena de un senator roman de origine greacă. Sunt reprezentate sus cele 8 vânturi din mitologia greacă și meteorologia greacă. Lângă turnul vânturilor e o biserică ortodoxă cu un chiparos lângă ea, puțin mai încolo un palmier și are un aspect foarte patinat de vreme, cu mușchi, cărămidă, pereții din piatră, zidiți, se asortează foarte bine cu această construcție antică, turnul vânturilor. Probabil un hotel de lux, e și foarte mare. O altă specie de palmier. Și la ora asta, fântâna artiziană funcționează din plin. Un balon din piața Sintagma. Cred că va fi lansat de aici, că e umflat. Hidrogen sau heliu. Heliu, probabil. O altă fântână arteziană, cea centrală. Și fundal palatul Parlamentului. Sunt bărți de jur împrejur în tot parcul. Parcă ar fi ziua în București. De tineri pe, s-au întâlnit pe băncile care duc pe direcția Parlamentului. E foarte multă animație, toate barurile sunt aproape pline. Asta care a trecut oricum nu-i mai danez. Asta e o frumoasă piață din Atena, nu știu exact cum îi spune. E statuia unui arhiepiscop care a participat la războiul de independență
de sub dominația otomană și față în față Mitropolia Atenei, unde sunt maștele Sfintei Filoctea. Deci aceasta este catedrala la Mitropolia Atenei. Deci aici sunt maștele Sfintei Filoctea. O parte din ele sunt și în România. Deci asta este, încă o dată, Mitropolia Atenei, foarte spațioasă. Și sunt în curs de lucrări de restaurare, cum putem da seama, în partea de sus. Sfântul Dumitru din Salonic, construit pe locul unde a fost martirizat Sfântul. Este uriaș. Deci că sunt păstrate maștele Sfântului Dumitru. Și aia e maștea ale Sfintei Anusia. Cam așa arăta în viață și maștele. Monumenta la biserică. Exteriorul bisericii Sfântul Dumitru. Construit pe cam locul în care a fost martirizat. Din Salonic. În ușile împărătești ale altarului Sfântul Dumitru din Salonic. Cu adevărat monumentală. Și viața Sfântului Mucenic Dumitru, o să-mi amintesc biserica asta și mai ales interiorul care l-a văzut. Aceasta este intrarea în sanctuarul de la Delphi, templul zeului Apollo. Cam așa arată un chiparos. E ca o lumânare înaltă și are nevoie de foarte puțin pământ la ardă și n-am văzut pornind chiar din stâncă. O pisicuță în sanctuar. Drept în centru e ruinele templului zeului Apollo.
peste tot lumea și antichitate. Deci, ce vedem aici a fost început cu 700 de ani înainte de Hristos. Chiparoși printre ruine. Mai sunt și alte conifere. Se spune că Zeus, stăpânul Olimpului, vrând să afle care este centrul lumii, a trimis doi vulturi în două direcții opuse și locul unde s-au oprit acești vulturi a fost acesta, Delphi. Și de aceea a fost numit buricul pământului, Omphalos. Acest loc este numit Treasury of the Boeotians, comorile boeotienilor. Clădirea aceasta poartă numele de comorile atenienilor. Povestea cu oracolul de la Delphi următoarea. Prezicerile au trimise de templu de zeul Apollo și o profetesă numită Pythia, femeie trecută de 50 de ani care și-a abandonat familia și soțul și copiii, în stare de transă, transmitea ce spune zeul, iar niște preoți consacrați contra unei taxe interpretau cele spuse. Se pare că erau niște emanații, spune o teorie, din pământ care provoca această stare de transă, ori foloseau anumite plante psihotrope. E foarte frumoasă combinația aceasta de ruine antice și chiparoși, pentru că până acum n-am văzut de niciunele decât ruine la unele la Sarmizegetuza și la cetățile Histria și Heraclea în Dobrogea. Acestea sunt ruinele templului lui Apollo. Sunt în picioare patru coloane. Și pe jos sunt numai fragmente de coloane. Au cam 80 de centimetri, un metru grosime circulare. Ruine care nu și-au mai găsit locul, nu au mai fost asamblați. Templul lui Apollo, un zeu foarte important al grecii, patrona artele, muzica, medicina, era un zeu foarte frumos, Apollo.
E impresia de flanca de un versant muntos. De 200-300 de metri. Înălțime începând de aici. Acesta e stâlpul lui Prusias, al doilea. O pisicuță iubitoare a lui Apollo, sau iubită de Apollo. E 8 și ceva dimineața, de asta se aud păsărele. Cred că așa era și acum, 2500 de ani. Bine decât că era întreg tot. Asta, acesta e templu. Probabil că era înconjurat de jur împrejur de coloane. E o zonă dreptunghiulară de vreo 100 și ceva de metri pe 15-20 lățime. Că asta are ceva mistic într-un loc ca asta. Uite, tu prezici? Acum se transformă. Aoleu! Aoleu, Doamne! Aoleu, Doamne! Nu poți ca să faci ceva. Țuluș? Păi țuluș e ca ostru. Probabil că în acest loc se duceau o jertfă. Piatra cu niște găuri. Este uriaș acest sitol arheologic. A fost descoperit în secolul XIX. Noi l-am luat cu noi, știți, uite, de asta avem multe, am și încărcături. Și încărcături. Vă rog, e ceva cu pisica asta printre ruine. Ăsta am prelungită. Luați de acolo multe baterii alcaline ca aveți și cum vă lasă... De acolo e templul Apollo. Și mai sus e un teatru antic. Am înțeles. Băi, are o acustică perfectă. Teatru grec antic în aer liber. Ce-mi putea dori mai mult? Teatru grec, chiparoși, măslini. Deci nu mă sigur aici s-au jucat piese de Euripide, Sofocle, Aristofan, ăsta a fost comedian. Asta e scena.
Munții Parnas. Interesantă vecinătatea între templu, un loc al religiei și teatru. În lumea modernă, actorii au devenit persoane foarte importante, spre deosebire de antichitate și Evul Mediu. Sunt zeificați mulți actori. Munții Parnas, templul văzut de sus și teatrul, amfiteatru de fapt, e o jumătate de cerc și în mijloc scenă. Am înțeles că încăpeau cam 5.000 de oameni aici, probabil mai înghesuiți. O altă vedere a templului. Valea dintre situl acesta arheologic și munții din față e plină de hectare între sau chiar kilometri pătrați întregi de măsline. Acesta e drumul spre stadion. Vreau să spun că am făcut ceva sport să urc până aici. Am făcut nu știu cât de serpentine drumul ăsta. Acesta e stadionul. Chestia e că și spectatorii trebuia să facă ceva efort să ajungă aici. Și sportivii în orice caz ajungeau gata încălziți. Uitați linia de start. În adânciturile, când se pregăteau de alergare, își puneau degetele din față, de la picioare, alergătorii. E primul stadion antic care îl văd și oricum alte țări nu au prea avut așa ceva decât grecii, culese de mâna mea de la piață. Încă o dată teatrul, sanctuarul lui Apollo, templul lui Apollo și diverse anexe ale templului. Aici sunt niște pietre sub formă de jgheab, situate în panță, și trei chiparoși frumoși, unul lângă altul, și înalți. Cred că au vreo 25-30 de metri. Și templul, obiectivul principal. Și mai de jos, din depărtare, teatru antic. Aceste ruine sunt baza economică și sursa luxului pe care l-am văzut în micul orășel de aseară, din Delphi. Cred că e cel mai frumos oraș care l-am văzut vreodată, de dimensiune mică. Oricum merită banii. Este că e multă alergătură. Se stă maxim o oră jumate, două la un obiectiv. Restul pe drum. Cred că nu mai fac greșeala să mai merg gen circuit. Chiparoși, stâncărie
și stâncile astea au fost și oprite pietrele care acum sunt niște ruine. În legătură cu oracolul fac o remarcă. Proții luau bani buni ca să interpreteze spusele întortocheate ale pitiei și în zilele noastre la fel. Se câștigă bani buni din prezis. Mă refer la ghicitori, la ghicitoare, la țigănci, în special. Bine, mai mult, dar preziceri pe calculator. Mi-a rămas bun de la Delphi, cel puțin pentru anul 2005. Bun rămas, Delphi. Sper că ne mai vedem. Un tractoraș cu remorș de călător care aduce turiștii din Delphi. Și chiar în mijloc ruinele sanctuarelor. Autocarul nostru. O frumoasă priveliște de la Delphi, care e în spatele meu, a munților Parnas. Undeva se vede un vultur planând deasupra pădurii. De fapt nu-i pădure, e plantație de măslin, tot ce se vede în vale. Până departe. Și din loc în loc chiparoși. De acolo în centru un grup mare de chiparoși. Tot felul de drumuri care așerp. Cred că sunt câteva mii de locuri pentru spectatori. Chiar se simt piese și în zilele noastre aici. Și avem merită folosit. Teatrul în aer liber. În general la ei teatrul se fie în aer liber. Și au și piese de foarte bună calitate. Și au și de ce? Euripide, Sofocle, Aristofan, aici e scena, probabil în mijloc, unde se produc, cum se spune, actorii. E o acustică foarte bună. Teatrul din Epidavros. Un actor improvizat în mijlocul scenei din teatru antic de la Epidavros. E o limbă slavă ceva. Cred că e polonez probabil. E talentat tipul. Ce are și spectatori. Le s-ar putea spune că n-am văzut numai teatru antic, am avut parte și de o reprezentație.
povão, sol com plena. Bis, bis. Deci asta e prima reprezentație care am văzut-o într-un teatru antic. Ținută de un polonez, probabil. Un serb. Dar e de meserie sau? Nu știu ce are. Ah, talent. Ceva. Am zis, zic ceva are. Domnul a completat în sine. Te duci să dai drumul la Crazy Frog? Acum sunt sus de tot. Mai sunt două trei trepte în spatele meu. E de-a dreptul uriaș teatru Neplin Davros. Teatrul nostru național e o limica tot. Și n-ai liber. O acustică perfectă. Acum sunt chiar pe ultima treaptă. Conturul. Da, cred că în ghid de ăsta am citit în cap 5.000 de oameni. Dacă nu și mai bine de 5.000. Cred că e ceva extraordinar să așezi la o piesă de Euripide sau Sofocle, Sofocle sau Aristofan, ținută chiar în greacă veche. Chiar dacă nu înțelegi mare lucru. Hai, Irina! Ocupă loc! Irina! Mi-a telefonul, s-a blocat cu Irina. Nu, că nu trebuie să dea de acolo. Du-te acolo, Irina, unde e băiatul. Du-te în centru! Hai, mai dai drum o dată. Du-te în centru. Se aude, dar du-te în centru. Uite unde e băiatul. E o acustică foarte bună. Hai, uite că pleacă. Hai, în centru. Împinge-l pe blondul ăla. Da, nu e ea mai... Da, nu e. Să-i spună. E o blondă, mă. Mai e o fată care se produce, care menține spectacol. Da, e o chestie să fii actor, să cânt sau să spui niște replici în mijlocul teatrului de la Epidavros pe scenă. Are și spectator, fata. Atilu a plecat la bătălie, la cătrupire. Indică o stătea și cânta. Bine, să nu mai vorbesc de locul în care i-am plasat. Poftim?
locul în care i-am plasat e foarte frumos. Da, uitați-vă aici așa, da. Vederea asta generală este foarte... Deci jos vezi scena, scena aceea circulară, îndepărtare munți, dealuri și... Vegetație. O pădurice, niște copaci care nu-i cunosc. În orice caz, o specie mediteraneană. Da, verdele ăsta deschis. Că ia de departe sunt măslin. Pine. Un fel, da, un fel de conifere. Pin, pin. Chiar pin, pin? Da, da. Pin mediteranean. Italia tot în geamul ăsta, dar sunt verde închis. A, uite, mai încolo, mai sunt și... Mai sunt și câțiva chiparoși din loc în loc. Unde am? În regiunea asta. Văd că desparte... două rânduri de bănci, văd că au și spătare. Chiozeul medicinei din Epidavros. Deci un sanctuar al lui Asclepius se numește Asclepion. Și sunt multe asemenea Asclepioane în Grecia. Sunt frecventate, bineînțeles, de oameni bolnavi. Și probabil că în afară de preoți aveau, mă, sigur, și medici aici. Acum, în câmp de ruine, vreau să spun că e un puternic miros de conifere. Sunt niște pini mediteraneeni și pindei noștri. Și, mă rog, alte specii care nu le cunosc, cum ar fi acela cu coroană mare din centru. Da, ăla e... nu cred că e conifer. Este muzeul de arheologie de la Epidavros. Multe, multe statui antice, mai mici sau mai mari. Și aici o statuie, aproape în mărime natural, la zeul lui Asclepios. Sprijinit într-un toiag și cu un șarpe încolocit în jurul toiagului. Priză de la templu. Deci tot ce vedem aici e aproape tot dinainte de Hristos. Poate au mai fost îmbunătățiri și adăugiri romane după cucerea romană a Greciei. Multe statui decapitate. Statuia unui copil. Diverse zeități grecești. Da. Deci sunt în sanctuarul zeului Asclepios, denumirea romană Esculap. Vechea denumire greacă, zeul care patronează meseria mea, într-un cadru natural foarte frumos, în Epidavros. De fapt, sunt mai multe Asclepione în Grecia, acesta e Asclepion din Epidavros, foarte aproape, la 150 de metri de Marele Teatru, la aer liber din Epidavros. E un miros puternic de conifere aici. Sunt multe, mulți pini de tot felul. Frumos de altfel, deși sunt 2-3 camioane pe el. Și castrul Romelis, un fostor venețian. Este un feribot. Arată ca cel de lângă noi. Cel de lângă noi e numit Poseidon. Lumina o zbicie de mare. Se circulă mai mult cu feribotul pentru că podul, taxa de pod e foarte scumpă. Ca și podul care face legătura între regiunea Pocidas și regiunea Ahaia din Peloponez.
deci aceea din față e peninsula Peloponesă. Cam acolo trebuie să ajungem. În orașul de acela. Ce să zic, am mai mers cu bacul la Val 2, nu? Parcă așa zice. Asta e predibor. Deci încolo e peninsula, regiunea Cocida din partea continentală a Greciei. Trecem peste porțiunea asta de golful Corinto și ajungem în Ahaia, prima regiune din peninsula Peloponez. Și marea aceasta care o avem în față și care are legătură directă cu golful Peloponez este Marea Ioniană, marea dinspre Italia. Cealaltă care am văzut-o zilele anterioare a fost Marea Egee spre Turcia. Și cam așa arată și feribotul nostru ca asta. De alături, numit cel mai auspicios pe mare, Poseidon, zeul mării. Eu pun de superioară pentru pasager. Imediat pe cheltuie la restaurant ce am venit în ăsta și jos mașini, autocare, camioane. Apa la margel cu cinerea foarte limpede. Tot avea nevoie de câțiva metri pentru a se apropia de Malvasul. Și se vedea perfect fundul. Avem și peștișori așa cam cât palma de lungi. Marea Ioniană. Pe feribot spre Peloponez, spre Ahaia. Ce apropiem. Cred că a durat mai puțin de un sfert de oră traversare. Aici la provă bate tare de tot vântul. Bine, adevărul e că e mai plăcut cu feribotul decât să treci pe pod. De salei care o dăm în față, se ridică aceste stângi uriașe. Și sus de tot, mănăstirea Marele Meteoru. Se intră printr-un tunel.
Câte scări sunt? 147. 147 de trepte până în sus. Jos în Dafi. Am făcut o mică pauză, mănăstirea aceea din vârful acelei stânci este Sfântul Varlam. Și jos e o prăpastie de 150-200 de metri. Acolo la Sfântul Varlam cred că sunt 200 de metri până jos. E multă lume la urcare spre Meteorul Mare și la urcare și la coborâre se cam încurcă. E că s-a produs un blocaj mic. Oricum e ceva unic. Mai puțin până la Marele Meteor, mai sunt câteva trepte. De aici o privire și minunată la mănăstirii Sfântul Varlam. Uitați câte de mare e stânca pe care stă. Zic are 150-200 de metri înălțime. Aici începe Marele Meteor. Aici muzeul de istorie și folclor. Sunt în incinta mănăstirii Marele Meteor. Se vorbesc toate limbile, mai ales limbii est-europene și germană. Este frumoasă tur la biserici. Și biserica propusă din piatră veritabilă. Și mai ales a fost cărată cu greu. Nu știu, la între mănăstirea a fost construită timp, s-a cărat piatră și lemn la ea timp de 300 de ani. Se spune că ar fi fost construită în 7 zile de vreo 20 de oameni. Aceea este legendara plasă prin care erau ridicat de bun și cred înainte chiar și oameni. E ridicată și coborâtă de un troliu și toată în interior. Nico, oamenii coboară pe stânga și urcă pe dreapta. Încă o dată câteva secvențe de despărțire de Marele Meteorul, cu oameni coborând și urcând cele 147 de trepte. Sus se vede sacul acela de funghie prin care probabil erau coborâte lucrurile. Acum văd că e un fel de teleferic. De acolo până aici.
Asta e mănăstirea care am văzut-o mai de departe din Strumenteorul. Sunt Varlam. Seamănă ca construcții și mănăstire de piatră. Acolo, în depărtare, direct în centru, turla și biserica de la Meteorul Mare, pe care tocmai am vizitat-o. Niște stânci golași țâșnite din pământ și mănăstirea Sfântul Varlam. Lângă ea altă stâncă. Acesta e stadionul olimpic. Cam cât un teren de fotbal, aproape. Și aceasta cu un ar deasupra e ieșirea din stadion. Deci Olimpia, locul unde au luat naștere cu multe stări de ani înainte de Hristos, Jocurile Olimpice. Prilej de a aduce pe toți greci împreună. Timp de 3 luni era armistițiu, indiferent de războaiele care erau între ei. Și a durat până la începutul primele secole ale creștinismului. Au fost interzise de împărați bizantini. Cred că sunt 2-3 hectare întregi de ruine ale unor edificii construite de-a lungul multor secole înainte de Hristos, la care s-au mai adăugat și contribuțiile împărați romani care erau apropiați de greci. Acela cu 3 piloni rămași în picioare e templul Herei, soția lui Zeus. E o mare învolmășeală de pietre lăsate pe loc. Probabil că nici nu au existat niște schițe sau desene ale formei originale a templelor și diverselor edificii. Acesta este templul Zeus, de unde la fiecare 4 ani, începând cu 1896, pornește flacăra olimpică spre țara în care se țin jocurile. Templul Zeus, văzut dintr-un colț. Coloana aceasta sigure, reconstituită, nu par pietre originale, sau în orice caz le-au prelucrat puțin. Sunt coloane cam de 1,70-1,80 m diametru și vreo bucăți de coloană și vreo 50 de centimetri grosime. Deci ăsta e un loc privilegiat pe pământ, odată la 4 ani. De aici pleacă flacăra olimpică. Cred că e unul dintre marile situri arheologice de pe pământ acesta.
acest vestigiu mai bine reconstituit. Trebuie să mă uit undeva să văd ce reprezintă. Aici, în timpul olimpiadelor, nu se întreceau numai sportivii. Se întreceau pentru cununa de lauri, prin care erau consacrați în fața lui Zeus, și poeții, oratorii, filozofii, țineau discursuri. Deci era o întrecere nu numai fizică, și intelectuală. Cum vedem, după numărul de turiști, la fel de însuflețit ca și acum 2000 și ceva de ani, acest loc. Zgomotul e produs de niște insecte numite cicade. Se mai aude și în România cântec de cicade.